bolțile crevedia. Am ajuns astăzi, nu îmi pescuiesc, am trecut pe lângă ele și zic, hai să vă arăt și la bolțile crevedia, mașini, asta e 80 de lei, ciurtan, crab, caras, iar în partea asta la altă sunt două bazine de 50 de lei, numai caras. Am vrut să vă arăt, bate vântul, dar la lansetă nu e nicio problemă. Sunt oameni la pescuit. Nu că am grevesc ca să ajunge și la muncă, dar sunt pescari. Încerc să vând puțin mai aia și o să vă arăt și bazinele, cele două bazine. Sunt 3-4 pescari, dar a zis carasca palma să prime. Vine și dădea la râmă, m-am dus, am întrebat, zice carasca palma. O, ce bubălic! Te mă duc la pescarii de aici, văd o mașină și o să vorbesc cu ei. Să văd dacă a prins. Dacă a prins, vă spun, nu e nicio de lucruri. Am mai pescuit pe bălța asta. Mamă, ce a sărit acolo? Ce bucată a sărit? Ia uite. Vedeți dacă vedeți. Hai mai să-l odată. Vedeți unde e? Vedeți dacă telefonul a... E, extraordinar ce... Ce bucă, ce crap a sărit? O să vă spun ce și cum, ce a prins domnul. Întrebăm. Dacă vrea să-mi spună bine, dacă nu, vă spun. A prins decât un singur ciortan. Balta e 100 de lei, nu e 80 de lei, e 100 de lei, îmi cer scuze, am întrebat. 5 kg de crab, caras nelimitat. Uitați-vă câți pescari sunt. S-a prins 2 teni, un crab. Balta este frumoasă. Mi-a zis domnul că, bine, am văzut cu ochii mei când a sărit, dar nu mănânc. Dânsul nu prinsese decât un crab, la vreo 3 kg, atâta. În fine, mă voi duce acum să văd balta de caras. Nu cred, ea. Foarte frumos aici, de ce? Este umbră, e frumos. De-aia mi-a plăcut. Pom, umbră, frumos. Chiar e și mai aproape de mine. Asta mașina. Între bărțile la două, că v-am spus, am văzut acolo trei pescari. Și aici e frumos. Te-am de 80 de lei. Mi-a zis că e 100 de lei și barda de la poliție s-a făcut 150. Bubulica lui tata. Uitați vă că nu, dar cum am spus asta ori, în funcție și cum dai la pește, de multe, multe chestii. Ca să prinzi pește pe baltă trebuie să fiu de cel puțin, eu știu, 4, 5, 6 ori să-mi dau seama. Pescuit aici, de ce să vă spun? Că n-am pescuit, am pescuit. Hai să vedem și în partea asta la caras. Două mașini, trei mașini. Vedem... Da, uite, uitați-vă unde e. Ei, vedeți aici nu dă nimeni. Adineaurea, exact când vorbeam cu dumneavoastră. Deci, în momentul în care nu dă nimeni, de ce agață? Aici asta. Sincer să fiu, aici aș da.
vine spre mal, se încălzește mult mai repede și vine la mal. Dar în fine, vorbesc din punctul meu de vedere, fiecare, cum spun de atâtea ori, am obosit spunând, pescuiește unde vrea și cum vrea. Eu de când mă arăt. Am ajuns pe barta de 50 de lei. Aici prindeam multă ciorțănică. Multă ciorțănică de aia. Am zis că e caras. Caras ca pal. La 50 de lei mă distrez. Așa, cred că 100 de întrebări să spun și un loc de pescuit. Mereu, mereu evit acest loc. Nu sunt în măsură să spun locul de pescuit. Nu sunt în măsură. M-a spus pescuit carfer, puteți să veniți să nu prindeți, pe urmă dumneata mi-ai spus, tocmai din cauza, vă las pe dumneavoastră, astea sunt alegerile dumneavoastră. Bine că mă arăt. Mă duc să văd dacă a prins ceva, e cineva cu mașina acolo. Sincer, eu n-am pescuit aici, vă arăt imediat, n-am pescuit. Stați, de mizeria asta, cred că... Nu e o baltă extraordinar de frumoasă. De ce o arunci în apă? În fine, nu mai mult. Eu am pescuit pe acest canal. Și acest canal, la fel de 50 de lei. Eu aici am pescuit. Exact unde am dat. Uite locul de pescuit. Ce cara și ce ciotan am dat de aici. Anul trecut. Așa s-a făcut fond, s-a dat noapte. Uitați, aici. Deci undeva la capătul bărții. La intrarea în balta cea mare. De 80 de lei. Pe canalul ăsta e 50 de lei. Cara frumos. Chiar am prins. Deci, vă spun asta, foarte multă lume dă pe aceste două bălți. Și am întrebat dacă am voie, a zis, ai voie? Acum un an, dacă nu mă înșel, da? Și a zis, tot 50 de lei. Dar... sincer, mi-a plăcut mai mult aici. Nu mi-a plăcut aici, mi-a plăcut aici. Asta e. Fiecare cu nebunia lui. Mă duc să întreb ce a prins domnul. Bine, bravo. Și ce, numai la babă, îți dă că dacă dai la mămuligă, îți dă la mic. Aute carasel frumos, aute caras. Bravo, mnen. Pe cuvântul meu, bravo, la mămuligă ai încercat? Nu vrea, e mărunt rău. Dă-o, extraordinar. Bravo, tată! Așa nu e. Dacă stau pe mamaligă, nu. Te zăpăcește la mică? Și așa. Nu mai zic. Mă da voie ca să da. Bravo, tată! Jos pălărie. Jos pălărie. 50 de lei, da? Da. Ce galbe sunt, bă, băiat. Da, carasul bălții. Astea sunt carasul bălții. Ce caras ăsta e caras băgat. Au, ce frumos. Caras frumos de tot. V-am arătat peștele prinse. Mi-a dat voie să vă arăt. Dumnezeu, vreau să vă și eu. Carasul, carfer, automat, lumea nu te crede. Cazul de pescuit. Cât de frumos o pescuit. A luat și mai mic. Te zăpăcește la mai mic, dar foarte deștept de dea la bonduero. A luat 10 carași ca aia. A zis că i-a venit și crap. Bonduero, dar aici e mai greu cu crapul, pe unde ți-a venit. Uitați locuri. Că tot
mi-a scris cineva, domne, vreau să mă distrez cu un băț, cu un feeder. Sincer, aș fi dat la un feeder pe popapuri. Sunt sigur că în momentul în care mi-a tras, e caras frumos. Caras, e caras. Cam asta a fost. V-am arătat cele două bălți, balta de 100 de lei, astea sunt 50 de lei. Repede că trebuie să ajungem la muncă. O zi frumoasă, vă doresc, numai bine!